la un episod de Counter-Strike 2 Hacking. Astăzi o să prezentăm un nou cod de legibă, băieți, cum v-am obișnuit ca pe vremuri seria de Premium Cheat Review. În această serie, practic, o să încercăm tot felul de coduri și eu o să vă zic părerea mea despre ele. În această zi vom juca cu Hyperion, băieți, pentru că m-a contactat onorul, știți că am mai avut în trecut un parteneriat cu cei de la Hyperion și au fost super șmecher codul. Și văd că și pe CS2, cel puțin din meniu, pentru că n-am apucat să joc cu codul, se vede că e super, super muncit și super, super șmecher codul. O să vedem cum este și în meciuri. Este un cod doar de legit, nu are rage, costă 8 euro pe lună din câte știu eu, aveți un link în descriere dacă vreți să-l cumpărați și dacă vreți să vedeți cum este codul, puteți vă uitați și la acest videoclip pentru că o să-i facem un review. Eu practic am băgat aici un config de pe marketplace, să zic așa, pentru că aveți aici un tab de configs unde aveți multe, multe configuri și eu o să jucăm cu un config de pe marketplace, deci nu este config făcut de mine sau chestii de genul, nu mă întrebați în comentarii că am văzut că la toate videoclipurile mă întrebați în comentarii, bă frate, dar de unde ai luat configul la CF, cu nu știu ce, nu frate, sunt configuri luate de pe comunitate, nu sunt făcute de mine sau ceva, așa că practic dacă vreți să folosiți configul pe care o să-l folosesc în acest videoclip, acesta este config most expensive in Blue Gem, nebunii, cred că se referă la skin-uri pentru că are codul și inventory changer, la modul că o să vedeți skin-urile și în inventar de pe skin changer. O să băgăm un match, să vedem cam cum se descurcă codul de premier, ca de obicei solo, pentru că Sky Legend al meu este ocupat, are probleme în viață, nebunii, chestii de genul și nu o să mai fie așa prezent pe videoclipuri, cred, nu știu, eu la mine am scris pe WhatsApp, n-a răspuns, treaba lui, eu o să continui review. Dacă mai aveți episoade de genul în continuare, dați și voi acolo un like, să facem 1000 de like-uri la acest episod. Nu uitați, dacă vreți, intrați în serverul meu de Discord sau să-mi dați un follow pe TikTok, aveți link-urile în descriere și hai să-i dăm go. Da, bă, băieți, am intrat și în meciul de premier, aici trebuie să votăm hărțile pe care le vom bana. Aparent cineva vrea să baneze Mirage-ul. Ei bine, dacă vreți să banați Mirage-ul, eu sunt cu voi. Fraților, filmez acest videoclip, adică intro-ul l-am făcut ieri și meciul filmez în altă zi pentru că am avut niște probleme tehnice. Inițial voiam să joc cu abonații, dar au fost niște probleme tehnice pentru că am un laptop super super cartof, să zic așa, și am avut niște probleme, n-am mai putut să filmez, am dat rage quit și am zis, bă, îmi ba picioarele. Nu mai filmez nimic, pentru că dacă mă întrebați de ce postez așa de rar și nu mai ies la ordinea zilei, e din cauza că am laptopul ăsta și îmi face numai probleme și am lag și se randează greu videourile, tâcă-tâcă și mă enervează la culme, dar aia o să facem rost de un calculator la un moment dat, clar o să banăm Inferno, pentru că deja toată lumea o sări pe Inferno. Chiar sunt curios cum e codul ăsta, de-abia aștept să-mi iau și un PC nou, mamă, deci abia aștept, sper că luna viitoare să reușesc să-mi iau un PC nou în sfârșit ca să pot să fac videouri ca lumea și să facem și live-uri și toate cele, pentru că pe laptopul ăsta, efectiv, dacă cer să fac un live, în o oră și un pic de live se supraîncălzește și de-abia mai merge și îmi face numai probleme. Na, a, este, o să rămânem la Tero aparent și haideți să-i dăm gol la meci să vedem cum se descurcă acest cod de legit. Nu uitați, nu este cod de legit, dacă avem codați în cealaltă echipă am cam belit carasul, bă, băieți. Haideți, bă, băieți, să vedem, aparent mai am nevoie de 3 win-uri ca să primesc rankul, gradul, punctele, dracu, cum le numesc acum, pentru că, mamă, ce skin șmecher are pe skin changer, ești nebun la cap. Da, dacă vă întrebați cu ce config joc, v-am spus, joc cu acest config. Practic, dacă intrați aici în tabul de configuri, puteți să vă luați orice config făcut de oamenii de pe comunitate, ceea ce e super, super șmecher la codul ăsta, este un punct în plus, ca să zic așa, la review, deși ăsta este mai mult un gameplay, să vedeți și voi cum este codul. Rushby, guys? Russia style, Rushby? Jucăm cu rușii în echipă, pentru că în urmă au început să țipe în... YouTube.com, flash bani, ia uite ce avem și un YouTuber în echipă, ăsta vorbește în rusă, în limba lui maternă, ce o treabă n-are omul meu. Să sperăm că nu sunt codați băieții, pentru că eu am un cod de legit. Ok, hai că se duc băieții. Nu știe nimeni că suntem PB decât noi și ne-a auzit ăsta și acum, și acum, și acum o să-i dăm pe aici. Și am dat mare cap, băi, nebun, nici nu-mi dau seama dacă merge codul, dacă nu. Pentru că sunt prea bun la jocul ăsta, bă, băieți, nu știți voi așa ceva. N-ați auzit, bă, uite, vine și ăsta aici, l-așteptăm. Bă, ești nebun, ce le dă la easy peasy, bă, băieți. A fost runda asta, cred că și ragul ăsta are cod, nu știu de ce am... hai că are cod dacă ești nebun la cap, stai mare, smârfnic, banii, a nebunie. One flash, coaie, cred că e pe contul aici, nebun la cap. Bă, ce mi se pare, sper să mergi la codul ăsta, v-am zis, e meniul. Faptul că, bă, aimbot enabled, eu văd aici că n-am aimbot enabled sau, ia să vedem dacă am dat refund la armă, ești nebun la cap. Mamă, urăsc update-ul ăsta la CS2, îl urăsc efectiv că poți să dai nice 42 de ore. So, bă, dar ce au toți cu orele mele, bă? Ceau, deci efectiv toată lumea se ia de orele mele. Când sunt într-un meci de competitiv, de premier, de orice, toată lumea, am dat un cap, oh, nice, 42 de ore. Bă, trebuie să încep să fac idle pe contul ăsta, astăzi nebun la cap, să-l bag pe Hourbus, pe ceva, că nu e bine, mă, toată lumea se ia de orele mele. Și nu-mi place, eu vreau să fiu pro player, bă, să fiu antrenat by Jackson, nebunie, nu-mi place să am numai de astea comentarii că mama e 42 de ore codat, nu știu ce. Hai că nici nu ne-a văzut ăla. I'm planting the bomb, guys. Hai să plantăm repede bomba, că dacă mergeți ne luptăm cu ei, nu văd bine. Mamă, stați un pic că ne-au rupt băieții, ne-au rupt. Stai că stau aici așa. Bă, ești nebun, face și auto spray codul din ce văd. Mamă, am rămas singur. Face și auto spray codul, băieți. Deci nu trebuie să ne stresăm cu spray-ul sau chestii de genul. Stați. Că-i auzim pe băieți. Ok. Ok. The defuse. Ah, fuck.
Mamă, avea scaun, nu pot să cred. Aia este. Poate n-are timp. Thank you, thank you guys, no problem. Hai că n-are timp. Yes, și-am luat runda, bă băieți, ați văzut ce bun îs. Am știut, bă, de-aia l-am și lăsat să mă moare. Nu știți voi chestii de astea. Prea easy. I'm going to pick mid, guys. I'm going to pick mid. Yeah? Can you drop me account respect, please? I don't have money for AK, man. Hai să dăm un pic pe mid, bă băieți. Vedem, ăsta vrea să-i dea o drop la caha. Hai că nici nu-i dăm prefire aici, e nebun. Oh, mamă, dar ce trag ăștia! Bă, băiat! Așa, așa mă gândeam și eu aici, nebun la cap. Bă, ce pic nervos a dat ăla, m-a secat cu jumate. Bă, pe AVP știți că... Ia, asta că vreau să fac o chestie aici. S-a blocat wallhack-ul, aparent, băieți. Ăla așa a rămas sau s-a buguit wallhack-ul? Ia să aflăm. S-a buguit wallhack-ul? A, numai așa a rămas ăla. Adam are flash, hai dă-i și pic, brodere. A încercat și el un pic acolo, dar nu i-a reușit. I'm planning... Hey, guys, oh. Ok. Wow, prea bun. Coaie, ce quick scope am dat la omul ăla aici, nebun la cap. Asta nu știu dacă a fost de la cod sau nu, pentru că din câte știu codul nu are silent aim și nici măcar n-am activat silent aim-ul sau ceva, ultimul e pe short, haideți să vedem. I'm camping, camp middle, please, camp middle, guys. Hai că, guys, dacă e cum ai scunul, ești nebun la cap. Hai să vedem, dă oamul, bă, dar tu știi că tu trebuie să dai. Ok, mi-a dat un flash, bam, așa, și dăm un nade. Stau băieții spec pe mine și având în vedere că sunt solo, nu vreau să mă risc să-mi iau kick, dar omul cred că dă safe oricum. Oh, te-am văzut, fraiere. Yes, easy peasy, bă băieți. Băi, ești nebun, vezi că trage bine codul pe legit. Chiar îmi place, curios dacă o să-mi iau kick. Dacă o să-mi iau kick, înseamnă că nu e bun codul de legit. Dacă nu-mi iau kick, înseamnă că you want a key, man? Somebody? One drop? Hai că au toți armă, nu le trebuie. Let's rush, guys, let's rush. Nu le trebuie, bă băieți, drop la oamenii mei, ești nebun la cap. Bă, ești nebun, păi ce să mai... Mamă, 7 cu 1, ești nebun la cap, prea bun, bă, prea bun. Ce ziceți, bă, băieți, ziceți, ce scor crede că o să-mi dea? Scor, rang, nu știu, cum îi ziceți, mă, voi la chestia asta? Spuneți-mi în comentarii, că eu nu știu cum să-i zic, eu nu sunt obișnuit cu punctele astea. Știți că eu am mișcat CS de aproape 2 ani, până acum să mă reapuc recent de YouTube, și nu știu cum îi mai zice la chestiile astea. Rang, scor, puii mei, cum le ziceți? Spuneți-mi și mie, lămuriți-mă în comentarii, băieți, că am rămas în urmă un pic, ca să-i spun așa. Haideți să vedem acum. Îi dau un nou scop la asta prin asta? Hai, că am dat un scop dacă e. Hai că am dat un scop dacă e. Oh, i-am dat. Ok, push. Oh, one stairs. Hai că nici nu i-am dat cu pistolul pe acolo. Hai, dă-i mai de o dată pic. Hai că nici nu i-am dat mare Free Fire și fail, ești nebun la cap. Bă, lăsați-mă, mă, că am cod, frate. Nu vă mai... Hai că am cod. Ești nebun, că-s varzești cu tot cu codul ăsta. Mai e unul acolo. Bă, dar lasă-mă, mă, să-i dau pic. Ok. Mamă, ce cam mi-a dat rav ăla, ești nebun la cap. Las One City. Hai, brother, hai că poți să le iei, hai că poți să le iei dacă e ceva, ești nebun la cap. A dar avă la mare cap acolo, coaie. Da, mă, dar să știa bun, frate, tu ești 14.000, scor 15.000, despre ce vorbim, sunteți nebuni. Let's rush B, guys, rush B, let's go, I know you can do this, rush B. Hai să vedem, bă, băieți, un rush frumos pe B, pentru că chiar cred că putem să-i rupem pe oameni. Bă, și atâta mă enervează, bă, că joc de pe laptop. N-aveți idee, mă apuc de live-uri, bă, băieți, și îmi pun timestream-ul acolo să-mi donat, să-mi iau și o dracu un calculator, să-ți nebun la cablă sau să-i dau prin smog. Easy peasy, bă, băieți, am nici măcar... Am spectator. Ăștia cred că am cod. Ăștia cred că am cod și stau spec pe mine. Guys, be clear, combi. Guys? Where's the bomb? Hai că mă ascund un pic, că stau ăștia spec pe mine, de acum nu stă nimeni spec pe mine. Mamă, l-am secat pe ăla, dar trage codul automat în jos, ținta. Yes, a tras, hai, brodere. Dă-i pic pe mine. Știe că-s aici? Yes, easy peasy. Where's the last one? Mid? Bă, ce zice ăla, mă, acolo? He's mid? Where's the bomb? Oh, ok. Yes! GG, guys, yes! Good job! Ce mă salută, ce mă încurajează rușii mei aici de bă la cap. Băi,
Mergi prea easy, ești nebun la cabine. Azi, bă, clar, fără provocări, fără nimic. Vreau să mai lăsați provocări în comentarii, by the way, dacă aveți idei. Și, din păcate, Sky Legend nu mai este printre noi. Nu, Doamne ferește, să mă ierte Dumnezeu că este printre noi, dar nu poate, mă, să joace, bă, băieți, chiar și el om viață, nebunii. Eu ce viață să am, ești nebun la cap, că mă joc toată ziua, hai că mă joc toată ziua CS, dacă e că de-abia am timp să mă joc CS, dar mai găsesc, mă, timp și pentru voi, să mai jucăm cu un cod, ceva, chiar mi-e dor de vremurile alea. Mie cel mai dor mi-e de vremurile alea, mă, 2017-2018, când făceam live-uri de alea nebune cu cheating, când jucam cu abonații, când toate nebunile, rage quit-uri, nebunii de mamă cu bestware-ul ăla meu, cu codul, bă, cele mai faine vremuri, sunteți nebun la cap, nu dau vremurile alea pe nimic. Mamă, oamenii mei nicio șansă nu le-au dat la ăla din la mijlocul asta. What is this timing, bro? Bă, ești nebun la cap, chiar că s-a terminat runda asta, nici nu s-au stat la discuții oamenii mei, ăștia sunt pe eco, cred că nu mai pot să le vă banii, aia e cel mai nașpa, că nu mai pot să le vă banii, dar oamenii mei cred că sunt pe eco runda asta, așa aș spune. Băi, uite, o rundă, bă, am 130 de VPS-uri, o rundă am 80, încă o rundă 130, eu nu pot să înțeleg, mă, laptopul ăsta, frate, dar nu mai suport, bă, eu nu suport să mă joc de pe laptop, înțelegeți, și pe ecran mic, și toate nebunile, eu nu suport, mă, să mă mai joc de pe laptop. Chiar vreau să-mi iau neapărat un PC, numai că momentan bugetul nu-mi permite, pentru că eu în perioada asta trebuie să-mi cumpăr și mașină și toate nebunile și nu prea îmi permite bugetul, e cam restrâns, să zic așa, bugetul meu pentru calculator în perioada asta, dar uite, m-am băgat în smoke, s-au dus FPS-urile pe carici. Opa, opa, opa. Ăla nu m-a văzut. Ah, și acum m-a văzut, băga mea și bă, sta, ia uite-l, mă, ce Free Fire a dat nebunul, bă, ăsta joacă ca Jaxi la Free Fire, easy tap. Mai e unul junglă, dar l-o omorâm pe ăsta, cred că, bam, 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 bravo, mă, băieți. Îi dau asta, vreau să-i dau Zeus, asta, a, ce Zeus îi mai dau, mă, ești nebun. Mamă, bă, ce joacă oamenii mei, ești nebun la cap. Nicio șansă, bă, nicio șansă nu le-au dat. Bă, din câte văd până acum, citul este super, super ok de legit. Adică, nu știu, aparent am dat și 1v1 acolo și nu și-au dat oamenii seama că am cod. O să fac și eu un config asta, cel mai probabil că știți că de obicei la citurile astea care au meniu integrat mă apuc să fac configuri nebunii. Ce mi se pare iară super super șmecherii care are inventory changer, adică vedeți și skin-urile în inventar. Bine, e o chestie așa mai mult de design, nu e o chestie să zici că te ajută propriu zis în gameplay sau chestii de genul, dar e o chestie șmecheră să ai. Adică față de skin changer eu aș prefera pe ori la orice oră inventory changer-ul, știți ce zic? Haideți să vedem, bam, dăm un pic la asta Free Fire, easy. Îmi place că faci și pre-automat codul, deci dacă ești bâtă ca mine, cum n-am mai jucat CS de 2 ani, îți faci și pre-automat codul. Mamă, ce mi-a dat ăla, ești nebun, știu un mare pic acolo. E connector, wait, wait for him, don't rush, wait for him, hai mă bă, dacă dă ăsta acum... Fancy, l-a futut rău, mamă cât de tare l-a futut, bă, mamă ce cap a dat rusul meu, bă, joacă rușii ăștia, ești nebun la cap, nicio șansă, bă, nicio șansă. Ce ziceți, mă, băieți, dacă mă apuc de live-uri zilnice din nou, zilnice, hai că zilnice, dacă eu că de-abia pot să postez zilnic, dar mai live-uri zilnice, dacă mă apuc așa de live-uri, când ați vrea să le fac, nu știu, zicem că fac live-o dată pe săptămână, în ce zi a săptămânii ați vrea să fie live-ul ăla făcut, dau și eu așa un exemplu, că mă gândeam să fac live-uri pe weekend, pentru că în weekend sunt și eu liber toată ziua și aș avea timp de un live de 2-3 ore, chiar am timp în weekend, dar nu știu, vreau să pau și părerea voastră. Și neapărat, bă, să-mi bat picioarele, trebuie să-mi iau calculator. Ăla e pe primul loc, bă, băieți. Pe primul loc, trebuie neapărat, oricum, nu știu dacă o să-mi iau prima dată mașină sau calculator. Calculator, oricum, în jur de 4.000 de lei am bugetul. Dar eu vreau să le iau second de pe OLX, nu o să dau acum. Să fiu nesimțit, să fiu nesimțit. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Ha, l-am secat pe ăla și acum îi dau o grenadă și moare, fii atent. Ah, ha, ha, ha. Ce schemă i-am făcut la fraier. Nu pot să cred, bă. Ce schemă i-am făcut. Doamă, la săracu mare rage quit a dat, acum mare prefer să-i dăm la laure. Bam, easy. Hai că nici nu-s mare obvious, ești nebun la cap. Deci dacă nu-mi iau bani, mama, și dat abandonul, nu cred că de la ISU nu știu AVP-ul ăsta. Hai că a vrut să le ia asta de la mine, cred că. Bă, deci eu dacă nu-mi iau bani pe meciurile astea, chiar ar trebui să începem seria aia, în cât timp putem să banăm un cont. Ești nebun la cap, dar ce să mai mă, că nu-i anticipat pe CS2. Azi... țipat ăștia că apare Source 2, că nu știu ce, că o să fie nebunie, dar nu-i anticite, ești nebun la cap, poate să vreau cel mai acum vrea cu codul și n-are nimeni nicio treabă, la cred că m-a făcut codat, m-a făcut în toate felurile, mi-a luat mama, Logan, ești nebun la cap, cu înjurătura aia în rusă. Haideți să vedem, bă, băieți, dăm și noi un rush pe mid, care să sperăm că o să fie reușit, pentru că văd că e deja cine, ai, că la nici n-are, dar fain că-i facem schimbă, oho, are AVP, e bun, dar dăm un smoke, fain, așteptăm să tragă. Așa, și acum când ai pic din nou, n-am mai dat pic, ne așteaptă pe connector. Nu-i problemă. Ba, oleu. Oleu. Hai că nici nu-s boca închis, nebun la cap. Hai, dă-i tu pic, brother. Mai am două gloanțe. Mamă, ce joacă rușii mei. Bravo, mă, bravo, mă, rușii mei. Bă, ce joacă rușii mei, nebun la cap. Bravo, mă, bă, ce joacă Flash ăla, băieți. Subscribe la Flash Bunny pe YouTube, ești nebun la cap. Ăsta e One Flash pe contul de Smurf, cred că la cât de bine joacă omul ăsta, ești nebun. Guys, I drop AVP in the base. Take the AVP if you want. Can you drop? Ah, ok, ala scoate sunete nebune. Nu-i problemă. Let's rush A, guys, this round again. Rush A.
Hai că avem aici nebună ăștia, n-au nicio șansă, bă, la are 0 kill-uri săracul, frate, l-a dat abandon la meci, bă, ăștia dau surrender imediat, cred că dacă dă la abandon, au dat surrender, băieții. Bă, nu trage după mine, mane, că ăsta se numește griffing, aș putea spune, ia să vedem, au dat un smoke. Credeți că nu, că va avantajează smoke-ul, nu merge aimul. Adică merge aimul, dar nu pot să le iau că e după cutie, bă, fain că le iau. Uai, cât de obvious pot să joc, bă. Guys, come here! Hai că nici nu stau aia aspect pe mine și o trăgeam prin smog. Ah! Băgam i-aș... Hop! Oh, ce cape am dat ala! Îi dau și la asta la feloare? Sau mai ia el? L-am așteaptă acolo. Hai, dă-i pic, dă-i pic, brodere, dă-i pic. Ah, are AVP ăla. Hai, brodere. Ah, să-mi bat picioarele, mă. Hai, dă-i încă un pic, dă-i încă un pic, dă-i pic de sus, hai, dă-i, ești gata? Ah! No, 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 I'm from Romania, man, not America, Romania. Romania? Yeah, yeah, Romania. Nice, Romania. Yeah, Balkan country, like Russia. Best countries in the world, man. America sucks. Oh, nice. Oh, Ucraina. I like Ucraina. You have a beautiful girls. Nice, man, nice. You have a beautiful girls in Ukraine. Am zis Ucraine cu accent de american, ești de bun la cap. Mamă, cu ce se dau, mă, atâtea de duri, ești de bun la cap, a dat... T-au dat toți divești, nei, dai că la asta nici nu-i dăm. Bă, da, ai, dădeam prin perete cu aia, nu merge așa. Hai, că oricum la urmă asta, easy peasy, lemon squeezy. Ultimul CT. Să-i dăm un zeu, să nu-i dăm, să facem ce să... A, ce să mai, mă, că nici n-am mai apucat, ești nebun la cap, good health, guys. What? Cheat 1400 average lobby. Hai, mă, frate, că nu-i... Eu n-am rank încă, mai am nevoie de 3 win-uri și ne arată și nouă rank-ul, ești nebun la cap. Chiar îți curios ce rank-ul să iau, mamă, OSP, easy taps, prima rundă. I'm going A, guys. Sperăm că o să vină băieții pe A, pentru că chiar îți curios cum se descurcă și pe OSP. Pink side A, ok. Pink side A. Oh, uleu, bă, ești nebun la cap. Prea easy match-ul ăsta, prea easy. Ia să vedem, mai are ceva pe aici ăsta, knife, gloves, inventory aici, dacă vrei să... A, deci poți să... A, bun, deci poți să-ți bagi, cred că, și skin-uri în inventar și să ai și skin changer-ul separat în care să schimbi skin-ul instant în match, știi? Pentru că am testat chestia asta și, de exemplu, dacă ai... Asta vine cu bomba cu aia pe ea singură, ești nebun la cap, nu prea ai afacere, nu prea ai afacere, bradere. Hai, mă, dați, frate, uite că de cuțit, că dacă e de cuțit, a, nu i-am mai dat cuțit, ești nebun. Hai, bă, băieți, am murit și eu prima rundă, am încercat să nu mai fiu așa obvious, s-a enervat. Man, why you do that? Bă, direct, dăm force, nici nu mai stau să mă stresez, dăm force. Do you admit to being așa hacking or no? No. Cause I don't hack, lol. Lol, chei. Bă, ăștia-s prea nebuni. You do, așa, Raul, can your mother give me a kebab and... No, no. Only kebab. Your mother can do the blow. Hai că m-am crezut amuzant, ești nebun la cap. Glume de 2009 de alea în clasa 5, ești nebun la cap. Hai să-i dăm un pic la asta, un pic nervos. Hai, brodere, oh, oh, săracul de el. Săracul de el, săracul de el. Să-i dăm și la asta, să-i dăm și la asta, să-i dăm și la asta, să-i dăm și la asta. Bă, nu mai am gloanțe. Hai, să dăm și la asta un tap. Hai că dăm tap dacă e. Thanks for confirmation, man. Da, mă, frate, ți-am dat confirmare aici, nebun la cap. Că asta am încercat eu să-ți demonstrez acum ție. Easy peasy, easy peasy. Good job, guys, good job. Aga, 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 bă. Ce-mi place când dau săraci râși cuituri de-astea. Man, there are no cheats on CS2. What you talk about? There are no cheats in CS2. You are retarded. Facem și noi un pic așa, un pic de trash talk. It's sad, man. Bă, nu e chiar așa sad, frate. Eu cred că e mai sad să înjuri și să te oftici într-un joc în care efectiv îi dai un esc, îi dai un quit și gata, nu mai e sursa de nerf, știi ce spun? Dacă te duce un pic capul. A, dacă nu te duce capul, stai și te enervezi și mai intri la un meci, te enervezi și la următorul și după mai bagi bani în joc. În joc după aia își cumpără cei de la Valve un kebab de la cu de toate din banii tăi de pe carambit fade-ul ăla. Ce carambit cu ăsta? Kebab cu de toate, că își cumpără șaurmeria direct la câți bani bagă unii pe meciul ăsta, ești nebun la cap, meciul ăsta, în jocul ăsta. Ultimul e aici și am câștigat și noi meciul, bă, băieți. Hai, mă, lăsați-mă, bă, lăsați-mă pe mine, bă. Aaaa, mi-au furat kill-ul, frate, nu pot să cred. Bă, prea easy, bă, băieți, ce pot să zic?
ca prima impresie, codul e super, super ok. Dacă aș fi avut și eu un calculator mai bun, poate m-aș fi descurcat mai bine, dar o să-mi iau oricum în curând. Mai avem nevoie de două meciuri și o să ne arate rankul în premier. Sper să fie un rank de peste 15.000. Nu știu dacă să-i zic rank, dacă să-i zic puncte, dacă... Ziceți și voi cum se zice, frate, la noul sistem de ranking, chiar n-am nicio idee. Dați și voi acolo un like, fraților. Aveți link de la codul în descriere dacă vreți să-l descărcați. Și noi ne auzim data viitoare, care sper să fie mâine, pentru că chiar aș vrea să încep să postez din nou. La revedere, băieți!